Voucherele sociale prin care guvernul oferă un ajutor financiar de 250 de lei nu pot fi utilizate pentru achiziționarea băuturilor alcoolice, fapt pentru care unii vaslui au încercat să le vândă. Conform click.ro, dezamăgire maximă în rândul unor cetățeni din Vaslui, pentru care ajutorul social presupune băutură pe gratis. În comunele din apropierea Husului se întâmplă acest fenomen, după ce au aflat că banii de pe acele carduri nu pot fi folosiți și pentru achiziționarea de băuturi alcoolice, unii au decis să le vândă cu 100 de lei. Înstrăinează nu numai cardul propriu-zis, ci și codul PIN. Conform legii, cardurile nu pot fi înstrăinate decât în situații speciale, atunci când beneficiarul nu se poate deplasa din diverse motive, în special medicale, cel desemnat să îl folosească fiind obligat să aibă asupra sa actul de identitate al beneficiarului. Unii comercianți nu pun preț pe această dispoziție și când văd voucherele sociale bucuroși ca o vânzare, trec cu vedere aspectele legale. Cei care vând cardul încărcat de guvern cu 250 de lei la rândul lor, se bucură de o băută de 100 de lei. Situația este halucinantă, mai ales că beneficiarii cardurilor sunt persoane vulnerabile, aflate în risc. La nivel național au fost distribuite prin Poșta Română aproximativ 1,6 milioane de carduri.